ați venit în sala Filarmonicii din Calea Bangkok. Suntem onorați să fim musafiri, dacă vreți, aceste instituții care poartă standardul muzicii de foarte bună calitate la nivelul municipiului Bacău și nu numai. Și în același timp, după cum o să constatați, o să fim și noi gazde la rândul nostru, dumneavoastră în primul rând, pentru cei care vor urca în scenă în această seară. Prin urmare, bine ați venit la spectacolul intitulat Bucuria Sărbătorilor de Iarnă. Este un anotimp în care ne bucurăm de oamenii care ne sunt dragi, ne bucurăm de ceea ce credem noi cu adevărat și mă gândeam că de câteva zile încoace străbatem orașul Bacău și vedem foarte multe luminițe și intrăm în magazine și ascultăm colinde. Ne pregătim într-un fel anume, să spunem, exterior pentru evenimentul mare care definește creștinătatea întreagă. Este sărbătoarea Bucuriei, o mare sărbătoare. Și mă gândeam că, de fapt, colindul, prin menirea lui, ar trebui să ne determine pe noi să ne facem curățenie sau să ne aducem lumina în interior și să primim pe cel pe care îl așteptăm să vină și să ne transforme din nou în niște copii, pentru că, așa după cum știți și dumneavoastră, atunci când simțim cu adevărat și privim interiorul nostru, uităm de toate celelalte și suntem ca niște copii. Și cred că colindele și toate lucrurile frumoase care se spun despre acest eveniment foarte important în viața noastră a creștinilor, aduce bucuria și lumina în sufletele noastre. Ne adunăm cu toți în jurul mesei, ne bucurăm de cei dragi, de familie, de prieteni. Astăzi, în această seară, de fapt, așa cum ne-am spus, ne-am adunat aici o mână zdravă de prieteni, să susținem pe prietenii noștri din scenă. Vom avea parte de muzică de bună calitate, dar din sfera muzicii tradiționale. Prin urmare, vom asculta colinde tradiționale românești, colinde tradiționale internaționale, vom asculta un cuvânt care vorbește despre momentul întrupării, vom asculta sau vom vedea și ne vom bucura de datinile și obiceiurile specifice anului nou. Prin urmare, este o seară în care, cu siguranță aici, la Ateneu, lucrurile au o altă turnură, dar care aduc sclipirea în interiorul sufletelor dumneavoastră și cu siguranță o să vedeți că și cei care cântă în scenă și cei care vor veni și vor urca în scenă vor avea aceeași bucurie de a vă dărui. Spectacolele noastre sunt, să spunem, într-un o succesiune care a început acum câteva luni și care va continua să rămână noi mai mulți ani. Aceste spectacole sunt gândite de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Casa Cofididactic Grigore Tăbăcaru Bacău, în ideea de a promova muzica de foarte bună calitate, muzica corală în primul rând, și să facem în așa fel încât sala Ateneului Păcăuan sau alte spații propice desfășurării unui astfel de evenimente să ne aducă împreună pe dumneavoastră prietenii celor care cântă și iubesc muzica, pe dumneavoastră părinții care susțineți acest fenomen frumos și care fac din copii oameni deosebiți și sensibili și cu caractere alese. Prin urmare, ne dojdim că nu e prima dată când ne-am văzut, dar sunt convinsă că va fi și o bucurie viitoare în întâlnirile noastre care vor urma cu alte prilejuri și vă așteptăm cu mare drag. În scenă, după cum ați constatat, avem corul Ateneu pe care vă rog să-l aplaudați. Este Elena Muzicii Corale Păcăoane. Se află sub bagheta dirijorală a domnului profesor Gheorghe Bozar. Vă rog să-l aplaudați pe domnul Bozar. În interpretarea corului Ateneu, vom asculta colinde românești, colinde tradiționale românești și colinde tradiționale internaționale. Sunt convinsă că vă vor coopta cumva și veți prodăna alături de dânsii acolo unde cunoaștem cu toții textul. Vă doresc o seară frumoasă și să fiți bine alături de cei care urcă în scenă. Vă rugăm!